Cardul European de Sănătate este un document foarte căutat în timpul perioadelor de vacanță. Această cartelă se procură de la casele de asigurări de sănătate și poate să fie folosită în toate spitalele publice din Uniunea Europeană. Perioada de timp acoperită de acest card în străinătate nu poate fi mai mare de 6 luni, pentru că se consideră că în acest timp titularul își poate pierde calitatea de asigurat în România. În anul 2015, 3.156 de asigurați au solicitat și obținut de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj cardul european sau certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurat, din care 1.514 numai în sezonul estival, deci lunile iunie-august. Este probabil ca și pe perioada iernii numărul solicitărilor de card european să crească datorită concediilor, dar nu vor fi probleme pentru asigurați, programul de lucru urmând să fie prelungit în cazul în care numărul solicitanților o cere. Cardul European de Sănătate poate fi solicitat de orice persoană care are de cel puțin 5 ani statutul de asigurat. Dosarul întocmit în acest scop trebuie depus la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, iar eliberarea acestuia se face în 10 zile lucrătoare, fără a se plăti vreo taxă, solicitantul urmând să-l primească acasă la adresa indicată pe cerere.